Vă salut cu pacea Domnului și vă spun un bun venit într-un nou studiu al Sfintelor Scripturi, contra curentului. Vom fi luați de val dacă nu ne vom sprijini temeinic pe stânca Iisus Hristos. Răspunsuri din Scripturi. Textul de memorat îl găsim în 2 Timotei, capitolul 2 cu versetul 15. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Istoria timpurie a adventismului este plină de lecții de valoare. Prin felul în care adventiștii au aflat adevărul despre momentul când începe sabatul, învățăm una dintre cele mai importante lecții. Ar fi trebuit să fie ușor. Evreii păzeau sabatul de vineri la asfințit până sâmbătă la asfințit. La fel îl păzeau și baptiștii de ziua șaptea. De ce s-au mai întrebat primii adventiști care păzeau sabatul când începe aceasta? Unii pretindeau că sabatul începe la miezul nopții. Niciun text din Biblie nu susține această învățătură și sunt puțini cei care l-au păzit astfel. Alții au venit cu ideea că sabatul începe la răsărit. Aceștia își bazau credința pe citirea superficială a unui verset. În Matei 28, cu versetul 1, găsim scris: la sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâi a săptămânii. Ținând cont că ei considerau că perspectiva lor se baza pe un verset din Biblie, aceștia credeau că păzirea sabatului de sâmbătă la răsărit până duminică la răsărit însemna să urmeze Biblia. Acești oameni erau creștini după Noul Testament. Însă această perspectivă a fost rapid respinsă de aproape toți cei care păzeau sabatul, deoarece într-un alt verset se specifica limpede că sabatul începe seara. În Leviticul 23 cu 32 găsim scris: din seara zilei a noua până în seara următoare să prăsnuiți sabatul vostru. Dar când începea seara? Cum ar trebui interpretat acest verset? Joseph Bates, un bărbat extrem de respectat, era încrezător că seara începe la ora 18. El credea că poziția lui avea și sprijin biblic. Ioan 11 cu 9: nu sunt 12 ceasuri în zi? Marcu 13 cu 35: nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața? Explicația lui Bates era simplu. După cum Isus a spus că ziua avea 12 ore, atunci și noaptea avea 12 ore. Seara era la ora 18, după care urmau 12 ore de noapte, cocoșul cânta la ora 6, apoi dimineața se termina la 12 la amiază. Capitanul care călătorise în largul mărilor înțelegea dificultățile implicate de schimbarea orei din jurul lumii și simțea că seara de la ora 18 îi unea pe credincioși din întreaga lume. Deoarece opiniile despre acest subiect erau împărțite, în sabatul din data de 28 iunie 1848 a fost ținută o întâlnire specială de rugăciune. În timp ce grupul de oameni se ruga, fratele Chamberlain a vorbit într-o limbă necunoscută. La început, James White, care era prezent, a fost extrem de sceptic, însă neîncrederea a început să îi se stângă când altcineva a tradus ceea ce Chamberlain spusese. Până să se încheie experiența estatică a fratelui Chamberlain, chiar și James White a fost convins că ora 18 era ora corectă de începere a sabatului. Era însă aceasta o modalitate sigură de a hotărâ o doctrină sănătoasă? Majoritatea adventiștilor care păzeau sabatul credeau că da. Bates, cel de neclintit, credea la fel. Conceptul era susținut prin două texte din Biblie și părea să fi fost confirmat și de Duhul Sfânt prin vorbirea în limbi. Acesta era creștinismul după Noul Testament. Cine ar fi respins Duhul Sfânt? Însă oamenii lui Dumnezeu, care învățaseră cu ocazia dezamăgirii cât de important era studiul atent al Bibliei, trebuia să fie încercați în privința acestui subiect din nou. Ei aveau nevoie să învețe să nu se încreadă în experiențe extaziate și texte fără legătură între ele.
Dumnezeu va avea un popor pe pământ care va considera Biblia ca fiind singurul standard al tuturor doctrinelor. A fost planul lui Dumnezeu ca fiecare aspect al adevărului despre sabat să se bazeze pe un cert, așa zise Domnul, din Scripturi și nu pe sentimente înfăptuite, impresii sau pe opiniile oricărui individ. În 1 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 6, găsim scris: să nu treceți peste ce este scris. Peste biserica în creștere s-au scurs 5 ani plini. Majoritatea adventiștilor care păzeau sabatul o făceau de vineri la ora 18 până sâmbătă la ora 18. Ei și-au privit eforturile evanghelistice ca fiind în mod evident binecuvântate de Dumnezeu, fapt folosit pentru a-și confirma credința. Nimeni nu părea îngrijorat că Dumnezeu nici nu confirmase această practică și nici nu o respinsese prin spiritul profetic. Tăcerea lui Dumnezeu era considerată aprobarea lui. În 1853, mai mulți păzitori nemulțumiți ai sabatului și-au alăturat forțele. Fiind uniți doar de o ură comună față de conducerea Bisericii Adventiste de ziua șaptea, aflată la început de drum, ei au adoptat titlul lui Dumnezeu pentru Ellen White, numindu-se pe sine vestitori. Pentru puțin timp, aceștia au publicat un ziar scandalos, greșit numit Vestitorul Adevărului. Nici o copie a acestuia nu a supraviețuit. Toți vestitorii s-au stins în obscuritate, iar câțiva dintre ei au înnebunit. Hall, un pastor din Wisconsin, a făcut parte din acest grup de nemulțumiți. Se pare că el credea că sabatul începea la sfințit. Când a criticat biserica pentru faptul că începe păzirea sabatului la ora 18, James White i-a cerut să trimită un studiu bazat pe Biblie pentru review. Hall a scris un articol în care susținea că asfințitul este timpul biblic corect pentru începerea sabatului, însă în lucrarea scrisă i-a criticat pe cei care credeau că sabatul începe la ora 18. Nu se știe dacă articolul lui Hall a fost vreodată trimis la review, dar a fost publicat în Vestitorul Adevărului. Numărul celor care credeau că sabatul începe la asfințit a crescut pe parcursul anului 1855. Unitatea bisericii era amenințată. Dumnezeu a văzut că este timpul să aducă biserica înapoi la stăscris. În luna august a anului 1855, James White i-a cerut unui tânăr, Andrews, să facă un studiu biblic atent despre timpul corect de începere a sabatului. Folosind fiecare moment liber, el a început un studiu cuprinzător despre acest subiect, terminându-l în 3 luni. Andrews a descoperit că Biblia nu era nici ambiguă, nici vagă. El a scris o lucrare care este un model de studiu biblic și de claritate, arătând că seara biblică începe cu asfințitul. În luna noiembrie a anului 1855, Andrews i-a dat studiul lui James White, care a fost atât de impresionat încât l-a citit în timpul școlii de sabat de la biserica Battle Creek din sabatul următor. Lucrarea a fost publicată în review 2 săptămâni mai târziu. După ce a fost terminat studiul biblic pentru a îndepărta orice îndoială, Dumnezeu i-a confirmat acest adevăr lui Ellen printr-o viziune în care un înger i-a spus: citește cuvântul lui Dumnezeu, înțelege-l și nu poți greși. Citește cu atenție și vei găsi acolo ce este seara și când începe. Bates a studiat dovezile biblice, a ascultat mărturia spiritului profetic care confirma aceasta și toate îndoielile lui au fost îndepărtate. În tot restul vieții, el a sprijinit în întregime ideea că asfințitul este timpul corect de începere a sabatului. Biserica era din nou unită. Subiectul a fost rezolvat într-un mod atât de limpede, încât biserica nu și-a mai pus niciodată această problemă. Fiind îndepărtată astfel o țintă pentru fanatici, maniatici și alții. Tânărul John Andrews
Autorul lucrării esențiale despre sabat este o dovadă a ceea ce poate face Dumnezeu prin intermediul tinerilor ce îi se dedică în întregime lui. De fapt, Andrews făcea parte dintr-o mică armată de tineri care au început să transmită mesajul apropiatei reveniri a lui Hristos în întreaga lume. Andrews își încheiase educația formală când avea 11 ani. În timpul acelor puțini ani petrecuți în școală, a învățat să citească și să scrie. După aceea, a continuat să studieze, folosindu-se de fiecare moment liber și lipsindu-se chiar și de somn. Dumnezeu l-a folosit pe Andrews pentru a-i face părintele școlarizării adventiste. Dedicarea cu care studia Cuvântul lui Dumnezeu este un exemplu minunat pentru noi. Până în momentul morții, la vârsta de 54 de ani, memorase în întregime Noul Testament și fragmente lungi din Vechiul Testament. Când era tânăr, John Andrews a participat alături de părinții lui la întâlnirile despre a doua venire. În ciuda unei opoziții violente, familia a acceptat mesajul revenirii lui Hristos. Pentru a ajunge la întâlniri, trebuia să se confrunte cu mulțimi furioase, riscând să ia bătaie. După dezamăgire, John a citit tratatul scris de Preble despre sabat, a studiat cu atenție argumentele publice și a ajuns să păzească sabatul. Ca urmare a dezamăgirii, din data de 22 octombrie 1844, credincioșii adventiști au trecut prin vremuri grele. Rândurile lor au fost decimate de orice furtună doctrinală și de efectele nimicitoare ale fanatismului. Însă Dumnezeu nu avea să-și lase adevărul să se stingă. Chiar printre aceste experiențe, el ridica un grup de membri tineri marcați, cărora le putea încredința ultima lui solie de avertizare a lumii. Până în 1849, grupul adventist din orașul natal al lui John Andrews, Paris, Maine, s-a desființat. Doi tineri, James și Ellen White, au venit la Paris pentru a încerca să revitalizeze Cuvântul lui Dumnezeu. Acel moment a fost unul de cotitură. Credincioșii, cândva entuziasmați, nu se mai întâlniseră de un an. În timp ce soții White au condus studiul biblic și rugăciunea, puterea Duhului lui Dumnezeu i-a cuprins, la fel cum s-a întâmplat în ziua cincizecimii. Mai mulți oameni care fuseseră induși în eroare de fanatism au fost eliberați. Părinții și-au mărturisit păcatele copiilor, iar copiii și-au mărturisit greșelile părinților. Ei au văzut cât de mult s-au îndepărtat de planul lui Dumnezeu prin descurajarea și ideile lor fanatice, precum și prin lipsa iubirii. John Andrews avea 20 de ani și era prezent. El a exclamat din adâncul sufletului: "O să dau 1000 de erori pentru un singur adevăr." Ellen White a scris următorul pasaj despre această întâmplare. Domnul îl cizelea pe fratele Andrews, pregătindu-l pentru felul în care avea să fie de folos în viitor, dându-i o experiență care avea să aibă o mare valoare pentru el în viitoarele lui hotărâri. Andrew s-a dedicat cu sârguință studiului biblic și rugăciunii și nu a durat mult până când James White i-a publicat articolele în review. El a scris despre mai multe subiecte. Una dintre contribuțiile lui a fost expunerea Statelor Unite în baza textului biblic ca fiind fiara cu două coarne din Apocalipsa 13. Într-un alt articol, intitulat Folosirea tutunului, este un păcat împotriva lui Dumnezeu, Andrews a atras atenția păzitorilor sabatului, printre care erau unii ce foloseau tutunul, asupra standardelor biblice despre practicile sănătoase, făcând legătura dintre acestea și legea morală. Ca urmare a acestui subiect, James White a făcut o observație logică. Unii dintre frații săraci nu aveau destui bani pentru ziarul bisericii, dar cheltuiau regulat bani pe tutun. James a lăsat să se înțeleagă că acest lucru nu dădea foarte bine. Bineînțeles, avea dreptate. Andrews a fost cel care a studiat instrucțiunile biblice despre zecime și le-a prezentat bisericii. Andrews și-a dobândit înțelepciunea prin cunoașterea Scripturii și prin dedicarea lui de a asculta de cuvântul ei. Și noi putem avea această înțelepciune. În Deuteronomul
Capitolul 4 cu versetul 5 și 6 găsim scris: Iată, v-am învățat legi și porunci, cum mi-a poruncit Domnul, Dumnezeul meu, ca să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire, să le păziți și să le împliniți, căci aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi și vor zice: Acest neam mare este un popor cu totul înțelept și priceput. Fiți binecuvântați să înțelegeți cum trebuie păzit sabatul și cum putem asculta de cuvântul lui Dumnezeu și legile lui. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!